Salut tuturor! Eu sunt Petru și în clipul de astăzi vreau să discutăm despre unul din cele mai bune telefoane în ceea ce privește raportul calitate-preț lansate de Samsung acum la jumătatea anului 2021. Telefonul în cauză este un Galaxy A52s 5G. El vine în varianta negru, are o stocare de 128 de giga, denumirea culorii este Awesome Black. Telefonul are 6 GB de RAM. A fost achiziționat de la Altex la o promoție în care acesta vine împreună cu o pereche de căști Samsung Galaxy Buds 2 gratuit. Telefonul a costat 1500 de lei. Avem o cutie aici. Avem această cheiță pentru scoaterea cartelei SIM. Telefonul este dual SIM. De asemenea, în această cutie nu primim altceva decât niște cărticele, pentru cei care sunt interesați să citească foarte mult. Capacul acesta, îl lăsăm aici. Iar în cutie avem telefonul care vine cu această țiplă pe care o vom da jos, bineînțeles, de aici, nu? Da, se cunoaște când prea desfacem telefoane noi, de aici îl desfacem. Acesta este telefonul, are o culoare mată pe spate, mat negru. Are 4 camere, dar din toate 4 sunt mai puțin interesante toate. Are una principală de 64 de megapixeli care are stabilizare optică. Are una ultra wide de 12 megapixeli, o cameră de adâncime și una macro. Nu știu, cred că astea micuțe, una e adâncime, una e macro. Nu știu care din ele o fi. Cea principală care pare a fi aceasta de sus prima, are capacitatea de a filma 4K în 30 de cadre, filmează Full HD cu 60 de cadre, iar cea principală e de 32 de megapixeli, care filmează în 4K și în Full HD la 30 de cadre, ambele la 30 de cadre. Telefonul vine cu Snapdragon 778G. Dacă vrei să-i pui card, suportă. Problema e că nu mai ai dual SIM, trebuie să folosești una din cartele. De asemenea, telefonul, ia să focusăm puțin. Hai, vrei? Nu vrei. Vine cu USB tip C și ar fi, din spusele Samsung, ar fi ultima variantă de A50 și A70, A52 și A72, care vine cu mufă jack, da? Deci no more mufă jack. Telefonul are un display Full HD, o baterie de 4500 de mAh, ceea ce e destul de convenabil. Are speaker stereo, adică se aude și aici și aici. Încarcă cu 25W, are încărcare rapidă cu 25W, ceea ce e destul de rezonabil. Interesant. Spune în mai multe limbi. Ok. Am înțeles. Da, și de aici cam asta e cu setatul telefonului. De aici încolo urmează setarea telefonului. În cutie mai primim și un încărcător care încarcă, să vedem, focusează, da, 15W. Deci ăsta încarcă la 15W și USB tip C. Cam atât despre A52s. Sper că v-a plăcut clipul, sper că vă e de folos. Like, share, subscribe. Zi frumoasă, la revedere!